dori. Pentru că suntem aici și dorim fiecare să plecăm folosit de acasă și Dumnezeu ne-a pus în față acest capitol din Galateni, care mi se pare așa de destate foarte greu și de fapt. Dar știți, vreau să spun înainte de toate că trăim într-o vreme de mare masă și avem nevoie să ne cunoaștem bine poziția, pentru că poziția determină posesia și purtarea, da? Moștenirea și viața. Capitolul 4 vorbește despre moștenire, care o determină poziția. Și capitolul 5 și 6, partea practică, vorbește despre viața care o trăim atunci când ne cunoaștem poziția de fi. Nu vreau să spun multe lucruri, le vedeți fiecare despre ceața în care suntem și ne îndreptăm cu pași repezi toată omenirea și noi când ne grăm să ne munceata asta care e vecină cu întunericul, iar tine se transformă în întuneric. Ceață personală, dar și la nivel de familie, și la nivel de biserici, și la nivel de societate, aceasta în context în care toate aceste trei instituții create de Dumnezeu sunt atacate pe toate fronturile foarte agresiv, vedem că nu vedem, înțelegem sau nu înțelegem, și de aceea, ca oameni credincioși, sunteți unii aici care gândiți și îmi pare rău să vă spun, Doamne, ce tot o țineți cu legea asta? Nu avem nicio treabă cu legea. Nu cu iudaism, nu cu legea iudaică, dar așa cum am auzit mai înainte. Avem treabă cu multe lucruri religioase, multe porunci omenești, regulamente și așezăminte, așezate de oameni. Și dacă suntem unde suntem, suntem din această neînțelegere a poziției de fi. Vedeți, să privim puțin la de tipul de trezbor, dar vrea să preiau fiecare imagine de aici. Prima imagine, de prima parte a capitolului 4, și acum am auzit. Drumul de la robie la libertate, odinioară robe, și acum fii. Eram fii, asta trebuie să înțelegi. Imaginea este aceasta a fiului nevăzut, necopt. Atenție! Imaginea care este dată aici, luată din cultura vremii, care a rămas aproape în toate culturile până astăzi, când un fiu nu are vârsta necesară. Întreaga moștenire, el este așezat sub un vișitor și alții hotărăsc pentru el cele două lucruri, și posesia și putare. Ei hotărăsc cum să administreze acuția moștenirea și ei hotărăsc până la maturitate cum să se facă. Acum, în primele trei versete, care avem această imagine, este condiția unui subleg, dar de la vers și nu vreau să rămânească, mergem mai departe. A venit împlinirea vremii și Dumnezeu, de toată Sfânta Trăime implicată, ca să ne scoată din poziția de robie și să pună în poziția de moștenitori, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Dumnezeu șare. Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul, Duhul care ne face să strigăm Aba, adică Tatăl, iată lucrarea Sfintei Trăim, iată condiția omului în Domnul Iisus Hristos. Vedeți, copilăria noastră e tot o formă de copie. Mai mult nu înțeleg, pentru că asta e o vreme în care se vrea și se tinde, vedeți, ca să se dea în jos vârsta discernământului pentru copii și să se ducă tot mai jos la poate. Și
Poate pentru mulți imaginea asta e primată și nu înțeleg. Copilăria noastră spirituală a venit de la fiecare în parte. Când am fost sub robia învățăturilor acestora începătoare, slabe, sărăcăcioase, este pentru fiecare din noi și ne gândim fiecare că am trecut pe drumul acesta până să-l cunoaștem pe el, până să ajungem la libertate. Eram doar într-un teren religios, doar după niște învățături omenești. Domnul Iisus a intervenit în istoria umană tocmai ca să ne facă de această bolia lege. A fost o copilărie lungă și astfel am auzit 1000 și ceva de ani, dar Dumnezeu a pregătit omenirea pentru ca să poată primi împlinirea făgăduinței în Domnul Iisus Hristos și poporul este să ne răscumpere, să ne înfierde, să ne salveze din copii, dar nu doar atât mulți ne oprim aici. Ne vrea să fim fi și să trăim această stare, să avem experiența fiii. Și deci, așa s-a terminat capitolul 3. Dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sănânta lui Avram, iată poziție, e foarte importantă poziție. Ai lui Hristos, suntem ai lui, sănânta lui Avram, și îi spuneam, poziția determină, poziția moștenirea, suntem moștenitori. Capitolul 4 se încheie cu versetul 31, care spune, de aceea, fraților, noi nu suntem copii ce de la din nou poziție, ceea ce nu există, iată poziție. Cu privire la fiecare din noi, care contează, așa cum auzeam, nu doar cine m-a născut și cine m-a născut, și poziția, suntem ai femei libere sloboși. Hristos ne-a izbăvit ca să fim sloboși, dacă n-am uitat acest adevăr fundamental, care implică mai departe îndemnul din capitolul 5 și 6. Rămâne tratat, cu acesta începe și după aplicația sub jurul robiei. Vedem apostolul, are un apel aici, la versetul 8, la 12, și de aici încolo până la 20, avem această imagine a atitudinii galatenilor față de două categorii de învățători. Imagine cu care ne confruntăm și noi astăzi. Și noi suntem sub aceeași presiune. De la vorba de atitudinea lor față de Pavel și tipa lui, cei ce învățau în adevărul, și față de atitudinea lor față de învățătorii mincinoși. Sub aceeași presiune suntem și noi astăzi. Avem oameni care bat adevărul și avem oameni care caută să ajungă știri de la noi, își caută poziția, caută alte lucruri. Aici, apostolul își descoperă puțin inima și vrea să înțelegem, dacă până aici ne uităm în text, vedem un om rece și foarte exact, aici îi desface inima, să încerc puțin, versetul 12, fraților, vă rog să fiți ca mine, că eu sunt ca voi, sau versetul 19, copilașii mei, iată mai aproape, frații, copilașii mei, pentru care simt iar de durere de naștere, și este deja o deschidere de inimă extraordinară. Se face una, astfel se face una, în urmă face una cu ceilalți și cred că asta ne lipsește nouă astăzi. Apelul lui fiți oameni asemenea mie, în credință și în viața creștină și în libertatea la care am fost primați, deoarece și eu îmi fac asemenea vouă. Dacă vrem să câștigăm oameni pentru Domnul Iisus, trebuie să ne asemănăm cu ei, dar nu împăcat. Atenție! Știm, cum va vedea că mai vrea s-a făcut cu fiecare potrivit condiției lui ca să poată să ia potrivit. Atitudinea galatenilor față de Pavel, vedem că prima dată l-au lăudat, prima dată l-au primit bine, era o dată așa, să-și dea ochii pentru el, adică au avut o respect și o atitudine potrivită față de mesager, cât și față de mesaj, și au primit mesajul și mesagerul, dar când le-a tăiat calea acești învățători mincinoși, așa cum vedem în prima parte a epistolei, când oamenii aceștia plin de râvnă, dar nu pentru tine, ci plin de râvnă pentru ei, pentru galateni, oameni plin de râvnă pentru oameni, oameni care doresc să câștige oameni, oameni care doresc să câștige atenți, avem șansă și cunoaștem și vedem cum reacționează între noi. Și aș vrea să vedem diferența. Pavel
lucrate pentru ei, era pregătit pentru aceasta. Vreau să vedem aceste două atitudini. Atitudinea păstorului, a păstorului creștin față de turmă și atitudinea turmei, a celor credincioși față de păstorul sufletesc. Atitudinea poporului față de cel ce învață. Aceste atitudini n-ar trebui să fie determinate de fizicul, de ce spun asta, de fizicul păstorului. Poate nu avea o imagine prea bună, mai ales când a venit, era bolnav, nu arăta nici pe bine și nu știu dacă înțelegeți că trebuie păcălismului, dar dacă un om e bolnav, dacă un om arată rău, era dovadă pe zei, nu după și pe imații de zei, nu puteai să accepti ușor un învățător în postura care te împacă. Totuși, ei au acceptat pentru că el a pus adevăr. Și vreau să înțelegem, n-ar trebui să ții atitudinea noastră nici de cum arată ceea ce ne învață și nici de capricile ideologice. Atenție, că de mult ori prejudecăm și am ajuns o vreme în care așteptăm pe fiecare, nu mai acolo, nu mai acolo, nu mai acolo și nu mai suntem cu niciunul noi pe frate. Și mai e la foarte bine. Fiecare pe drumul lui, toți să greșim, mai eu sunt bine, de atitudinea care ne caracterizează de mult. Slujitorul creștin trebuie să fie asemenea lui Pavel și lui Iudaizatorilor. Să-i pese de turmă, să aibă inimă pentru turmă și nu omul să fie, zice, nu când nu să fie de rând pentru noi. Evident că erau pentru rău aceștia din de rând, nu așa. Poporul trebuie să vadă, atenție, ceea ce trebuie să urmări. De multe ori vin și fetive, din Gustafie și din tot felul de frați și de prieteni și de multe de ceva. Singurul lucru care noi trebuie să vedem este dacă unul acela ne aduce învățătura Domnului Iisus Hristos. Dacă ne aduce învățătura Domnului. Și atenție, putem face ceva, spuneam și altă dată și-o pun răspicat. Uite acum, dacă eu v-am trebuit, rugați-vă să pun punctifica. Dar dacă vă mai spun ceea ce v-ați face de folos, rugați-vă ca Domnul să mai dea curaj și puteți să vă mai spun. Asta trebuie să facem cu fiecare care se ridică în loc și vă spune ceva. Prin rugăciuni, îl putem încuraja să ne spună adevărul sau putem opri ca să nu ne mai povieze mintea cu prostiile care le-au dus și le-au adus încă mult. Domnul să ai lumea. Acum, noi care învățăm pe alții, atenție, cei mai mulți învățați pe alții, ce trebuie să observăm la ceilalți? Cum primim poporul? Un singur criteriu din nou pe alții. Să vedem dacă Domnul Iisus Hristos ia chip în cei ce le duce cuvântul. Asta o pui din mama. Ia chip Domnul Iisus în ei. Le predicăm mai ani de tine de 10 ani. Au mișcat un pic în sus pe ce a luat chip Domnul Iisus. Când văzorul și poporul și cantitez ochii asupra Domnului Iisus Hristos, de-aia importantă. Persoana Domnului Iisus de multe ori și noi avem medeamnă. Ne-am dus mult de doctrină și am lăsat pe Domnul Iisus afară. De ce stăm pe doctrină și doctrina e fără el, n-are ce fără. Când păstorul și poporul și-a zis cu ochii asupra Domnului Iisus Hristos, relațiile lor vor fi sănătoase, folositoare și plăcute lui Dumnezeu. Ultima parte cu care am să trec. Isaac și Ismael sau Aga și Sara, un contrast cu antiteză, o alegorie totodată, atât de amplișul a ce folosit aici de Babel, ca să ne ajute să înțelegem bine lucrurile. Oamenii religioși egaliști, cred că e nevoie de respectul legii sau unor legi și poruci ca să fie plăcut lui Dumnezeu. Și Babel ne pune în față contextul istoric, adevărații urmași sunt fiul lui Abraham. Dar, atenție, sunt cei ce au credința și deosebirea o face mame diferite. Unul, Ismael, născut din roabă, născut prin strădanie și invenție omenească, așa cum sunt multe astăzi, o mulțime de drumul face și noi cu drumul noi, invenții noi, fără de Dumnezeu, și ne culegem roadele, și avem și noi Ismael din moștenire. Care acum mi-a fac rău și am stricat
somos diferentes de todos. Dice, uno es infiel, otro es infiel. Cuando vaya a estar después, mi cuerpo hace de mi cofre, me dice que todo venga a mí. Venga a nosotros últimamente, tal vez que venga a nosotros, tal vez que más. Si no, venga a nosotros, y luego Jesús. De leche, uno es privilegio, y luego uno es la horizontal, otro es infiel. Si sin acostumbrarse a poder evitar, si apoya, de ella a vos, de tal manera de mi vida. A ver, luego, ce dă și crește în cer, Ierusalim în jos, în Ierusalim, cel de acum și cel viitor. Agar și Sara, care reprezintă cele două legăminte. Și Agar reprezintă prin fiul lui Ismael, copiii născuți din Orie. Ierusalimul de acum este Orie și acum e pe mână copiii lui. Sara, femeia liberă, Ierusalimul Ceresc, biserica, cetățenia noastră, cerul, libertatea noastră, unde Domnul vrea să fim toți, aparent asemănător, fiind al unui fiul lui Adam, cei doi sunt diferiți, problema este mamă. Agar sau Sara, și acum, capitație personală, fiecare să ne gândim serios, problema, că sunt fiul lui Dumnezeu, sunt fiul lui Adam, dar să fim serioși să vedem ce mama avem. Dacă suntem rășini adevărați în unul Isaac și în unul Ismael și suntem copiii lui Abraham, dar și ai tale. Și dacă suntem ca Isaac, atenție, se spune Versetul 20 și mama. Și voi, frate, 28-29, și voi, fratelor, ca și Isaac, voi sunteți copiii făgăduinte. Și cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip fire, prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul. Tot așa se întâmplă și acum. Și noi ne mirăm. De unde se lucrează? De ce așa? Păi pare normal. Nu ne mirăm să trebuie. De fapt, biserica a fost de pace. Dar au fost puține. Și nu lungi. Majoritatea a fost vremuri de prigoane. Nu ne face. Cel fier, da? Prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul. Tot așa, și noi poate uitați tot. Vă să nu uitați. Tot așa se întâmplă și acum. Ne așteaptă același tratament din partea fraților noștri vive, ceea ce a suferit Isaac de la Ismail, cum suferim și noi, la două grade, de ce aminte când Isaac a fost încercat. Ismail a râs, s-a mai școlit, a râs în primul șase, dar așa să înțelegem. Așa cum s-a portat Abraham cu Isaac, așa se poate și Dumnezeu. De aceea, să nu uităm. Trebuie să ne așteptăm la persecuție din partea fraților fitești, oamenilor religioși, creștini cu lume, așa a fost mereu. Cei mai mari dușmani pe lupare au fost iudeii. Astăzi, cei mai mari dușmani noștri sunt instituția, cultul, ierarhia, să pun lăticat, pentru că lucrurile astea așa stau, și-au dat tot timpul. Dar trebuie să nu mai uităm lucruri. Dar ce zice Scriptura? Îi dorește pe roagă și pe fiul ei, că fiul roagă nu va moșteni împreună cu fiul femeii din loc. Nu uităm cu care. Moștenirea, poziția, este doar pentru fiul femeii din loc. Pentru cei ce trăiesc libertate. Pentru cei ce nu mai privesc înapoi. Pentru cei ce nu se mai întorc la locul. Pentru cei ce rămân tari și nu se apleacă sub jugul robiei din loc. Dumnezeu să ne ajute, dacă am trăit experiența Harului, să putem să ascultăm aceste îndemnuri mai departe, fiecare, toate, și să putem să fim oameni serioși și sănătoși în credință și să ne trăim bine poziția. Capitolul ăsta, vreau să repet ce spune un altă formulare, poate va ajuta mult. Capitolul ăsta ne vorbește pe o parte de demnitatea pierdută, de punerea asta sub interdicție, prin lege, dar și de demnitatea oferită prin răscumpărare, de noua demnitate ca fiu și moștenitor, pe care Dumnezeu vrea să facă parte fiecare din noi. Omul are nevoie de Dumnezeu. Dumnezeul nostru s-a făcut și se face cunoscut. Fără Dumnezeu de a trăi la darnică, orice ar încerca să facă. Ucenicii Domnului Iisus își manifestă dragostea unii față de alții.
o astfel de dragoste, ce spuneți, suportă și îndemnurile. Trăim o vreme în care nu mai suportă îndemnurile. Dragostea lui Dumnezeu, turnată în noi, unii față de alții, ne va ajuta să suportăm îndemnurile. Să le primim, să le trăim. Îndemnul vrea să ne ducă înapoi la Domnul Iisus și am văzut cu adevărat cum este aceea care privește la Domnul Iisus și păstorii turmii sunt cei ce privește la păstorul cel mare la Domnul Iisus. Avem această pildă biblică a lui Isaac și a lui Ismael, copiii care se maturizează prin ascultare, care dobândesc direcție și direcția duce clar la Domnul Iisus, adică la libertate. Dumnezeu să ne ajute să ne ține direcția, să privim mereu la El, să ne mărtăm înapoi și încă o dată. Nu știu de ce, nu mai gândi și în alt termen. Când se încheie o dată starea asta, s-ar putea să dureze mult și bine, pentru că Dumnezeu vrea să se mai curățească și pe teren. Vedem atâtea lucruri care este la tine pe copii, pe viața mea și pe viața ta. De aceea, haideți să ne supunem sub brațul lui și dacă vrem, atenție, am vorbit de moștenire, de posesie, de cumpărare. Suntem doritori pe moștenire, nu? Noi intrăm în ea. E vrea să nu vrea încă de acum, dar unii, pe bună voie, rămânem încă sub epitrop, sub un următor, încă rămânem sub tare, prea, încă ne supunem la porunci, încă stăm sub bariere omenești și nu vrem să intrăm în moștenire. Și de aceea, nici viața noastră, nici mutarea noastră nu este ceea ce vom vedea și vom învăța mai departe. Un cuvânt pentru surori, surorilor, să nu fiți supărați, poate vă credeți, pentru că și a trecut avut această atitudine. Mi-a plăcut că fratele a făcut un pic așa și spre lucruri practice de familie și poate spune, poate nu am vrea să știm și alte lucruri despre relațiile între noi, familie, dar vreau să nu înțelegem greșit lucruri. E foarte important să ne înțelegem toți poziția. Poziția determină moștenirea și determină votarea. Dacă o veți înțelege și dumneavoastră ca soții poziția în familie și vestați cu autoritatea soților care vestați cu autoritatea Domnului Iisus, atunci lucrurile vor fi bune. Și nu vom avea nevoie de nu știu ce multe lucruri foarte amănunțite, cum să nu. De aceea, haideți să rămânem la asta.